O scurtă intervenție, domnule președinte, stimați colegi, domnule ministru. Colegii mei au spus ceea ce era de spus pentru explicând motivele depunerii acestei moțiuni simple, însă am câteva comentarii mai degrabă de ordin politic. În primul rând, domnule ministru, dați-mi voie să vă spun că mie îmi pare rău pentru dumneavoastră, pentru că am văzut astăzi prezenți aici vicepremierul Dan Barna din partea USR, ministrul Justiției din partea USR, ministrul Transporturilor, membru USR, și ministrul Economiei din partea USR. N-am văzut niciun ministru de la PNL alături de dumneavoastră. Nu l-am văzut nici măcar pe Ludovic Orban, care se află la câțiva metri de noi în biroul dânsului de președinte al Camerei. N-a venit nici măcar să vă salute, o fi știind dânsul de ce. În schimb, i-am văzut pe domnii Dumitru și Șoptică. Au fost desemnați de partea grupului PNL să vă sprijine puternic și am văzut o adevărată forță din partea acestora. N-aș fi intervenit dacă nu mi-ar fi atras atenția laudele pe care vi le-ați adus singur, dar pe care vi le-au adus și colegii de la PNL-USR, care ne spuneau cât de multe lucruri ați făcut, dar nu ne-a explicat nimeni de ce poliția hărțuiește țăranii români, oamenii de la sate, cu poliția în curți, fugăresc porcii și încearcă să-i confiște, sau cu executorii judecătorești încearcă să le ia tractoarele fermierilor. N-am vorbit despre astea, n-am să intru nici eu în ele, vă spun doar că dacă ați fi fost mai inteligenți astăzi, probabil că ați fi înțeles că nu trebuie să-i pronunțați numele domnului Daia. Fac și eu ceea ce a făcut Daniel Suciu mai devreme. Vă invit să faceți o plimbare cu domnul Daia prin țară, deși nu vă sfătuiesc să faceți asta, dar puteți încerca să vedeți ce spun oamenii. Și am văzut că ați încercat să mutați atenția acestei emoțiuni împotriva domnului Daia și a domnului Chesnoiu. Domnule ministru, pentru că v-ați referit de câteva ori la domnul Chesnoiu, într-un sens negativ, dați-mi voie să vă fac o recomandare. Încercați să priviți pe site-ul Camerei prestația domnului Chesnoiu de astăzi, de la citirea moțiunii simple, dar și de la intervenția la dezbateri generale. După aceea, uitați-vă la prestația dumneavoastră și vă veți simți jenat, domnule Oros. În final, pentru că v-ați referit și la milițieni într-un sens peiorativ, dați-mi voie să vă atrag de asemenea atenția și să vă spun că ar trebui să fiți mai atent și dumneavoastră, și domnul Câțu, și ceilalți miniștri, pentru că acești milițieni, cum le spuneți dumneavoastră, sunt singurii care mai țin pe protestatari, pe fermieri și pe alții care pichetează în fața ministerilor voastre. Așa că aveți grijă cum vă referiți la ei.